Trecerea în lumea celor drepți reprezintă pentru rudele multor defuncți începutul unui șir lung de necazuri. Înmormântarea este o cheltuială majoră pentru mulți dintre gorjenii de rând, iar un sprijin financiar este binevenit. Funcționarii casei de pensii sunt cei la care ajung cererile pentru ajutorul oferit în astfel de cazuri. Șeful instituției, Rodica Ghimiș, spune că subalternii săi au făcut plăți de aproape 30 de miliarde de lei vechi în prima jumătate a anului. De la 1 ianuarie și până în prezent s-au acordat 1190 de ajutoare de deces în valoare de 2.980.521. Suma pentru titular este 2022 lei, iar pentru membru de familie 1011 lei. Reprezentanții casei recunosc că, deși par mari, sumele sunt constante în ultimii ani, semn că numărul deceselor se menține la același nivel. Ghimiș spune că procedura nu este greoaie, iar solicitantul primește banii destul de repede. Ajutoarele de deces se acordă în aceea zi. Până la ora 11 se depun actele necesare pentru acordare, iar începând cu ora 2 se acordă drepturile bănești. Prețul unui sicriu modest este de peste 500 de lei, iar cel al unei cruci din marmură este similar. Ajutorul de înmormântare oferit prin casa de pensii este singura posibilitate pentru multe familii de a achiziționa cele necesare organizării unei înmormântări.